datorită dumneavoastră, celor care ați fost impresionați de povestea lui, Darius are acum o viață complet nouă. Una mai fericită, una mai îndestulată, una mai lipsită de pericole. Pe lângă faptul că traiul în satul izolat din munți este mai ușor, băiatul și bunicul nu mai se chinuie câte o oră și jumătate ca să ajungă la drumul asfaltat care duce la școala din satul vecin. Adică în loc să se trezească la 5 dimineața, se trezește și ei mai uman, pe la 7 și jumătate. De ce? Priviți chiar acum. Foarte puțin și ajungem la bunicul Mircea, care ne așteaptă în aceeași stație în care până acum o lună îl schimba zi de zi pe Darius pentru a ajunge curat la școală. Ei bine, de atunci viața lor s-a schimbat în urma donațiilor dumneavoastră, dar și în urma faptului că bunicul Mircea a primit un ATV. Bine ați venit la noi! Să rămână! Să vă pun! La mulți ani! La mulți ani! Să rămână! Cu ATV-ul ați venit! Da, cu ATV-ul. Ne-a ajutat Dumnezeu și s-a rezolvat problema, a mers limpă jos cu al meu și al lui Darius. Este mană cerească acest ATV pentru noi. Noi am venit echipați, știm că aici e cu zăpadă, e drum greu. Uitați și eu în cizme, căciulă, fâș gros, știi, la noi, la Valea Mare așa, este mai rece, da. Cât faceți de sus de acasă până aici acum? Acum cu ATV-ul facem 10 minute, în comparație cu o oră jumătate înainte, vă dați seama. 10 minute. Acum Darius nu se mai trezește la 6 jumate, la 7. La 7 și jumate plecăm de acasă, la fără un sfert, fără 20 suntem la vale. Uitați chiar aici. Acum nu mai spune pe drum, bunicule, mi-e foame, să mergem mai repede. Acum am 10 minute, ajungem și mâncare pregătită și îl mănâncă. Mult mai bine decât a merge pe jos o oră și jumătate. Așa am făcut 10 minute, 12 minute, cam așa facem. Cum a fost Darius? Bine. Poți suporți casca? Da. De fiecare dată o iei, nu? Da. Ți-a fost fric? Ți-e fric cu ATV-ul? Nu. Nu, așa? Vine bunicul repede. Da. Da, ajunge mult mai repede și acum nici nu mai, vă dați seama că având și stația aici, nici nu mai stăm în fric prea mult. Calculăm în așa fel încât stăm 2-3 minute în microbus. Uitați-vă, de exemplu, am uitat să vă spun, îl îmbrăcăm exact de școală. Deci nu-l mai schimbăm. Înainte dădeam cizme pe ele, dădeam pantalon de schimb, haină, mai așa, mai de drum. Și aici schimbam de școală. Acum vine echipat direct și... E pregătit duce, pentru școală, nu? Da. Nu v-ați răsturnat niciodată cu el? Nu, Doamne ferește, nu, dar mă duc foarte, foarte încet, deci nu mă risc, și cu nepoțelul nu mă risc, mă duc încet, încet, încet de tot, nu. V-ați obișnuit repede, așa? Destul de repede, cu toate că mi-a fost foarte greu, pentru că n-am condus în viața mea nici mașină, nici ATV-ul, nimica, dar m-am obișnuit. Mi-a ajutat Dumnezeu și m-am obișnuit cu el, da. Merge bine, vedeți că nu mă risc nimica, nu, cu toate că sunt gropile astea, dar merge mai încet. Pe lângă faptul că a scurtat drumul zilnic către școală cu aproape o oră și jumătate, Darius are o viață mult mai ușoară. Din banii primiți drept ajutoare, bunicul a cumpărat un aspirator modern care nu mai împrăștie praful, pentru ca băiatul care suferă de astm să poată respira mai bine. Nici spălatul hainelor nu mai este un chin. În loc să scoată câte 15 găleți cu apă rece ca gheața din fântână pentru o singură tură de rufe, bunica are acum o mașină de spălat automată, pentru ca Darius să aibă întotdeauna schimburi curate. În plus, copilul are în sfârșit ceea ce și-a dorit mereu, o tabletă cu care să fie la curent cu toate descoperirile internetului. Ai de mine și de multe ori, uitați, eu stau acolo în fotoliu, mai croșetez sau mai fac ce fac să, și începe și-mi spune, bunii, uite așa se face cu ăla, că cu mine vorbește, cu mine nu-i mut, cu mine e obișnuit. Și mă nebunește și mă toacă la cap și zic, dar eu să nu pricep nimic ce spui tu, lasă-mă, te rog frumos, în pace cu ale mele. Și are doar 8 ani, nu te aștepta. De la 4 ani, el a învățat să scrie pe tastatura calculatorului la 4 ani. Deci literele acolo le-a învățat. Da, vezi că o butat. O butat, bunii? Nu, și să vedem ce face la secolul făcut. Habar n-am ce face.
m-au depășit. Când ați venit de la București, i-ați luat și o plasmă, așa? Da, uitați, una mai mititică așa, am prins și noi reducerile alea de Black Friday și aveam un televizor vechi de 15 ani, ne-am dus în vizită la sora mea înainte de Crăciun. Sora mea și-a luat o plasmă și Dario zice, bun, uite-te ce bine se vede la plasmă. De ce n-avem și noi una? N-am zis, hai să vedem câte o fi una. Și ne-am dus și am cumpărat și noi o plasmă pentru el. Să uită toată ziua la desene. La desene, așa? La desene, de dimineața până seara numai desene. Asta nu înseamnă că Darius neglijează în vreun fel școala, dimpotrivă. Învață foarte bine, a avut numai foarte bine, tot de timpul, bine? Numai foarte bine. În schimb, înainte de București, mi-a buctat cu un bine. Se mai întâmplă, e foarte bine. Prea e admisibil, pentru că eu am avut pretenție de la el, fiindcă e deștept și știu că poate și văd ce face și eu muncesc foarte mult cu el acasă, pentru că eu, dacă el are două exerciții la o pagină de făcut, la mine nu ține, noi facem toată pagina, ori orar, oricum se poate, ca să știe la școală. Eu am avut pretenția de la el până la nivelul clasei a 5-a să nu-mi iasă din foarte bine, dar văd că anul ăsta m-a dezamăgit. Un singur B? Un singur B. Ajutoarele din partea oamenilor cu suflet mare au făcut mult bine în familia lui Darius. Bunicul Mircea a reușit în sfârșit să-i facă o surpriză soției după 41 de ani de căsnicie și 4 copii. O pereche de verighete pentru care nu au avut bani până acum. Și stați puțin că i-am dat-o ieri sau când ți-am dat-o? Ieri. Deci de curând ați primit-o. Doamnă, acum, da, ieri o adus-o, ieri o adus-o. Și i-am adus-o, i-am desfăcut, i-am dat-o, Dana. Am vrut să mă și așa, să fac ceva romantic. De noi era nepoțelul acasă, prindeam și o lumânare frumos. Și lumânări parfumate. Îți dincolo, pe. Foarte frumos. Foarte. Hai să le mai vedem o dată. Uitați. Uite, sunt frumoase. Da. Numai de sănătate mai aveți nevoie. Nu mai căpătăm de nicăieri, din păcate. Știți cum e Dumnezeu să și putere să-l puteți crește pe Darius în continuare. Măcar încă 10 ani să-l vedem major. Dacă reușim încă 10 ani și-l vedem major, nu mai avem nicio grijă. Tot ce faceți, faceți pentru Darius. Pentru el, absolut tot. Tot ce avem noi aici, tot banii care mai sunt, ATV-ul, telefonul, televizorul, tot va rămâne lui. Dacă noi odată și odată, tot va rămâne lui. Pentru el. Timpul a zburat și echipa la Măruță și-a luat la revedere de la Darius și bunicii săi, cu mulțumirea că a reușit să schimbe în bine viața familiei din satul izolat în Apuseni. Vă dorim să aveți drum bun și vă mai așteptăm la vară când e cald. Și la domnul Cătălin Măruță multă sănătate și fericire, miercuri de zore când face 38 ani. Domnul Cătălin Măruță și în Vârf de Deal știm că e ziua dumneavoastră. Să trăiești la mulți ani, omule!